este o cursă încărcată de importanță turistică, importanță economică, dar și de un profund simbolism. Și mă bucur că aceasta este prima cursă lansată după un an și 9 datorită pandemiei, datorită și mă bucur că atât mai această cursă este relansată în momentul în care a fost revigorată pe timp și contactele bilaterale dintre România și Republica Moldova. Tema care a avutului dumneavoastră al cetățenilor Republicii Moldova, care au permis o verticală a puterii la Chișinău, orientată spre reformă, orientată către Uniunea Europeană, orientată pentru relații corecte, relații în interesul tuturor cu România. Le doresc celor care au avut această bună idee în continuare să aibă puterea să extindă și să, de ce nu, să lărgească, să modernizeze această cursă importantă, iar tuturor celor care se vor bucura de existența acestei lucruri, să aibă călătorie plăcută și să creadă în continuare faptul că drumul Republicii Moldova este către Uniunea Europeană, dar acest drum poate fi parcurs acum și cu trenul, legând Republica Moldova de România. Oricum, căile ferate, să știți, vor reprezenta viitorul transporturilor în Uniunea Europeană. Asistăm astăzi la un eveniment special și așteptat de foarte mulți cetățeni de pe ambele maluri ale Prutului. După aproape 2 ani de pauză, trenul care unea inima Republicii Moldova cu cea a României își reia activitatea. Vă doresc succes în tot ce faceți la căile ferate și de acum încolo, iar pasagerilor, călătorii plăcute, să aveți sărbători liniștite și să fiți fericiți. În acest sens, noi am promovat un proiect ce privește extinderea programului european, emblematic, de fapt, Discovery EU, care privește crearea sau oferirea a 10.000 de tineri din Iași, Chișinău și Odessa a bilete gratuite pentru călătorie cu trenul, devenind prin acest program ambasador Discovery EU. Noi credem și știm că trenul este viitorul nostru, iar trenul călătoriei este un bun start pentru această inițiativă. Cu Doamne ajută! Astăzi suntem răspunși bucuroși că acest tren, denumit Prietenie, va trece Prutul cu turiști la bord. Și pentru noi este foarte important ca turismul în Republica Moldova să se dezvolte constant, iar frații noștri de peste Prut să aibă și o posibilitate să viziteze Republica Moldova cu trenul. Ceea ce facem noi toți împreună este un mic miracol. Ca și această fericită coincidență că maestrii de la Zdob și Zdub vin tamam astăzi cu această piesă care vă asigur că e din coincidență. Dar totuși suntem bucuroși foarte tare că
pentru dezvoltarea relației sociale, culturale, turismul regional și nu numai. Și cu piesa noastră Trenulețul, sub ritmurile roților și a piesei noastre, acum suntem aici și deschidem această notă. Vă mulțumim din suflet! Bravo! Într-adevăr, o coincidență foarte frumoasă. Acum câteva luni am compus această piesă, am filmat un videoclip și astăzi este relansarea rutei Chișinău-București, cu care noi am circulat foarte mult și avem amintiri foarte frumoase. Bravo, bravo. Cum a spus și fratele, că este o coincidență foarte frumoasă. Compunând cu mai multe luni în urmă piesa Chișinău-București, și astăzi este lansarea rutei, relansarea rutei Chișinău-București. Să știți că această rută pentru noi este foarte aproape sufletului, pentru că noi am călătorit foarte mult de la Chișinău spre București, cu foarte multe spectacole, foarte multe petreceri și ne simțeam, mici copii, când eram, ne simțeam ca acasă, era chiar și interesant, pentru că aveai posibilitatea să călătorești, să mergi mult timp, având posibilitatea și să mănânci, și să dormi, și să te odihnești în acest